perioadă și mai veche, dar și foarte nouă. Eu am încercat să-mi reconsider niște schițe pe care le făceam în perioada când eram profesor la liceu de artă din Timișoara și au rămas în mape. După zeci de ani am descoperit mapa și m-am mirat extrem de tare, fiindcă erau extrem de vii desenele, adică aveam impresia că nu sunt făcute de mine. Zic, stai că aici e o mină de aur în aceste desene. Și atunci, încet, încet, având niște preocupări cu nisipul, grupul Sigma se plimba pe malul Timișului și făceam niște landarduri, tot felul de instalații, modelam în nisip. Și atunci mi-a venit ideea cu Mundusul, adică să modelez niște tumuli în nisip pe care îi fotografiam. Și așa a apărut și titlul acestei expoziții, Mundus. Doru Tulcan a încercat să aducă coerență între cele două etape, să spunem, ale creației sale și cred că aceasta este una dintre virtuțile demersului său creator. Faptul că nimic nu se pierde din tot efortul său creator. Geometria Sigmei se suprapune peste splendoarea brebului și jocul norilor care se amestecă cu acela al văluririi dealurilor primește întotdeauna și o structură geometrică pe care Tulcan știe să o stăpânească. Părăsește diafanul și se supune din nou materie și atunci apar reliefurile sale luate după gravurile mai vechi, după experimentele făcute în spațiul natural, ori desenele cu nisip. Și spun că aceasta este și ultima smerenie a creatorului, când cele imateriale primesc din nou povara materiei, așa Doru Tulcan primește materia spre a aduce o nouă slăvire.